Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă din această ultimă săptămână a lunii noiembrie. O săptămână scurtă din punct de vedere al zilelor lucrătoare, dar intensă și plină de activități din partea primăriei municipiului Roman. În primul rând vreau să vă aduc la cunoștință faptul că lucrările pe strada Eternității s-au finalizat, iar începând cu data de 4 decembrie se va deschide acest segment de drum circulației publice conform noilor reglementări din punctul de vedere al circulației, cu un sens unic pe segmentul sau pe direcția de mers Bulevardul Republicii, strada Mihai Viteazu și celelalte 7 străzi perpendiculare care fac legătura între Bulevardul Roman Mușat și strada Eternității, având sens unic, astfel încât vreau să le aduc la cunoștința conducătorilor auto ca, începând, cum vă spuneam, cu data de 4 decembrie, să fie atenți la semnele de circulație din această zonă. De asemenea, în urma unor discuții pe care le-am avut cu noua conducere a companiei județene APA Serv, s-a luat decizia ca încă de vineri să se treacă la acoperirea acelei gropi cauzate de avaria la magistrala de aducțiune cu apă. Vineri s-a pus materialul fin, astăzi se completează cu balastru, urmând ca de miercuri primăria municipiului Roman să treacă la montarea pavelelor pe trotuar și ulterior la reparația în interiorul parcării etajate cu beton și asfalt. De asemenea, având în vedere faptul că ne apropiem de sezonul rece și din punct de vedere calendaristic, începând cu data de 1 decembrie, intrăm în iarnă, am achiziționat o cantitate de 400 de tone de sare, dintre care 50 de tone deja au ajuns în depozitul nostru și în perioada imediat următoare vom completa acest stoc de sare pentru a fi pregătiți în cazul în care va fi necesară intervenția pe drumurile publice. De asemenea, din ceea ce privește activitatea Direcției de Asistență Socială, vreau să vă informez că începând de asemenea de luni, 4 decembrie, vom începe distribuirea tichetelor sociale, ultima tranșă din acest an, astfel încât beneficiarii acestor categorii de servicii sociale sunt așteptați să ridice aceste etichete pentru următoarele 2 săptămâni. Ca în fiecare an, valabilitatea ultimei tranșe a acestor tichete a fost 31 decembrie 2018, astfel încât cine nu dorește consumarea acestor tichete în acest sfârșit de an să-l poată folosi și anul viitor. De asemenea, vreau să aduc la cunoștință a participanților la trafic, conducătorilor auto, că în data de 29 decembrie va avea loc repetiția generală a manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României, drept pentru care 29 noiembrie, îmi cer scuze, vom închide Bulevardul Roman Mușat pe segmentul cuprins între Veronica Micle și Dobrogeanu Gherea pentru circa 2 ore, astfel încât unitatea militară și toți ceilalți implicați în organizarea acestor manifestări să poată efectua repetiția
finală. Cel mai probabil începând cu orele 11 până maxim la ora 13 sperăm să finalizăm aceste intervenții. Ca și propuneri pentru perioada următoare și aceasta a sărbătorilor și a zilelor libere, noi ne propunem ca pe data de 30 noiembrie să inaugurăm rețeaua de Wi-Fi, de internet gratuit din parcul de lângă primărie, de la Muzeul de Artă și cel din lateralul Casei de Cultură. Efectuăm ultimele teste în această perioadă. Roman Wi-Fi gratuit este numele rețelei. Acolo unde, începând cu data de 30 noiembrie, romașcanii doritori să se conecteze la internet vor putea să facă acest lucru. Și de asemenea, tot joi, în condițiile în care nu vor apărea probleme deosebite, pentru că aici depindem foarte mult și de tehnică și de condițiile meteo, ne propunem inaugurarea și deschiderea patinoarului și de asemenea aprinderea iluminatului ornamental de sărbători, care va avea loc, așa cum vă spuneam, tot pe 30 noiembrie. O altă veste bună și un serviciu mult așteptat de foarte mulți romașcani și sperăm să fie un succes acest proiect vine din partea operatorului de transport public local, care a achiziționat cele 10 microbuze dedicate pentru transportul public local și în zilele de 30 noiembrie, 1, 2 și 3 decembrie, în intervalul orar 8-12, pe cele 3 trasee, 2, 3 și 5, va începe operarea cu aceste microbuze și pentru familiarizarea romașcanilor cu acest gen de transport, a propus ca acest tip de activitate să se facă cu titlu gratuit, așa cum vă spuneam, în acest interval orar 8-12. Urmând ca, începând cu data de 4 decembrie, să devină operațional conform proiectului propus transportul public local, acolo unde sperăm să oferim tuturor cetățenilor municipiului Roman o posibilitate de a beneficia la un interval din 10 în 10 minute de un transport public de calitate și care trebuie gândit și ca o șansă pentru diminuarea traficului de pe raza municipiului Roman, putând constitui o alternativă la mersul cu mașina în diferite zone ale municipiului Roman. De asemenea, intrăm, așa cum știm cu toții, în luna decembrie, o lună plină de evenimente și Primăria Municipiului Roman a gândit mai multe activități care să vină în folosul romașcanilor și începem, bineînțeles, cu cea mai importantă sărbătoare a noastră a românilor pe data de 1 decembrie, Ziua Națională a României, acolo unde, începând cu ora 11, așteptăm cât mai mulți romașcani pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României, unde vom avea acel ceremonial militar pentru a aniversa cei 99 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918, în piața Roman Vodă, ca de obicei, și pe lângă oficialitățile județene, oficialitățile locale, parlamentari, vreau să vă spun că am trimis invitații și către Consiliul Județean și către Prefectură și către toți parlamentarii
din Roman pentru a fi prezenți alături de noi. Dar în plus vom avea și o delegație din orașul Ștefan Vodă, din Republica Moldova, oraș cu care municipiul Roman este înfrățit. Și am zis noi că e un prilej deosebit, tocmai pentru a marca, cum se cuvine, Marea Unire de la 1 decembrie 1918 și vom avea și această delegație din Republica Moldova. Iar după depunerea coroanelor și defilarea gărzii de onoare în centrul municipiului Roman, participanții vor putea servi din produsele tradiționale pe care le pregătim în zonă și o băutură caldă, astfel încât să marcăm, așa cum se cuvine, vă spuneam, Ziua Națională a României. După ce se vor finaliza aceste manifestări, invităm toți romașcanii la deschiderea oficială a sătucului lui Moș Crăciun, acolo unde vom deschide și târgul de Crăciun și unde sperăm să le oferim romașcanilor posibilitatea achiziționării unor produse tradiționale, mai ales în această perioadă frumoasă a anului. De asemenea, tot pe 1 decembrie, în sala mică a Casei de Cultură din municipiul Roman, în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, se va difuza filmul Hawaii, un film românesc în regia lui Jesus Del Cero și din distribuția căruia fac parte actori precum Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii Visuri la Cheie, Gheorghe Ifrim, primarul Vasile din serialul Las Ferbinți, Andy Vasluianu și Cristina Flutur. De asemenea, probabil cum ați văzut și din proiectul de hotărâre pentru alocarea sumelor de bani pentru manifestările prilejuite în sărbătorirea lunii decembrie, avem și Nunta de Aur, când vom organiza o nouă ediție acestui important eveniment din viața romașcanilor, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Așadar, îi așteptăm pe toți cei care în cursul anului 2017 au împlinit această frumoasă vârstă să se prezinte la biroul unic până pe data de 15 decembrie cu o copie după certificatul de căsătorie și după cărțile de identitate sau buletinul de identitate după caz, pentru a înscrie pentru această frumoasă manifestare și ulterior pe data de 20 decembrie la un restaurant de pe raza municipiului Roman îi vom sărbători pe acești romașcani și vom dori să le mulțumim cu această ocazie ca și exemplu de respect și de dragoste pentru cei de aproape pe care l-au oferit celor din jurul lor. O altă activitate care se va desfășura săptămâna viitoare, pe 5 decembrie, la Biblioteca George Radu Melidon, este vorba despre marcarea Zilei Internaționale a Voluntarilor și cu această ocazie Biblioteca va organiza o gală a voluntarilor romașcani, începând cu ora 15, iar tinerii cei mai implicați vor fi premiați atât de Biblioteca George Radu Melidon, cât și de administrația publică locală. Și pentru că vine luna decembrie, o lună în care cu toții primim cadouri, în care ne dorim să fim cât mai pozitivi, să ne încărcăm cu emoții frumoase și pozitive, ne-am gândit să lansăm o provocare romașcanilor, pentru că ne dorim cu toții ca orașul în care trăim să arate cât mai frumos, să iasă cât mai mult în evidență și pentru a încuraja pe romașcani să amenajeze cât mai frumos, fie spațiile comerciale, fie casele, proprietate privată,
cât și apartamentele. Ne-am gândit să lansăm un concurs în spiritul acestor sărbători de iarnă, un concurs pe care l-am intitulat Bucuria Iernii la Roman, și Primăria Municipiului Roman să ofere premii pentru cele trei categorii care se vor înscrie în concurs. E vorba, așa cum vă spuneam, de cea mai frumoasă vitrină, de cea mai frumoasă curte și, bineînțeles, și cei care locuiesc la bloc, cel mai frumos balcon sau cea mai frumoasă fereastră. Concursul se va desfășura în perioada 1-20 decembrie, iar premierea va avea loc pe data de 21 decembrie în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Roman, iar categoriile, așa cum vă spuneam, vor fi cel mai frumos aranjament de Crăciun al vitrinei unui magazin, cel mai frumos aranjament de Crăciun al unei curți sau al unei case, bineînțeles, și nu în ultimul rând cel mai frumos aranjament de Crăciun al unui balcon sau unei ferestre. Regulamentul va fi foarte simplu, vom crea o pagină de Facebook. Primăria Municipiului Roman se va ocupa de acest lucru, iar cei care vor dori să se înscrie la concurs vor trebui să încarce maxim 3 poze și, bineînțeles, ulterior să obțină cele mai multe like-uri pe Facebook și, ulterior, câștigătorii la fiecare categorie, și vor fi locul 1, locul 2 și locul 3, vor primi premii și atenție din partea Primăriei Municipiului Roma. Și, iarăși, așa cum bine știți, vreau să vă mai readuc la cunoștință faptul că mâine, 28 noiembrie, începând cu ora 14, vom avea o ședință ordinară a lunii noiembrie a Consiliului Local, acolo unde vom avea de dezbătut mai multe proiecte pe ordinea de zi și toate care să aducă un plus de confort și de frumusețe pentru această perioadă a anului. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință și, în rest, vă stau la dispoziție pentru întrebări. S-au anunțat, da, n-ați fost dumneavoastră, dar s-au anunțat și au fost și public, inclusiv pe rețelele de socializare ale primăriei. Ați spus că în decembrie ați invitat parlamentari, ați invitat Consiliul Județean, pribuții că trebuie ce ați invitat? Deci, da, nu a fost un minus, vă și explic ce s-a întâmplat anul trecut. A fost invitat preotul unei biserici catolice de la Roman, însă există o anumită ierarhie în cadrul bisericii catolice și, în mod normal, ar fi trebuit invitat decanul din zonă, dar un reprezentant al bisericii catolice a fost invitat. În acest an, ca și element de noutate, vreau să vă spun că am invitat toate cultele religioase de pe raza municipiului Roman. Ba mai mult decât atât, fiecare dintre reprezentanții acestor culte vor ține și o alocuțiune de câte maxim 2 minute fiecare. Vă mulțumesc. Da, domnul primar, cât costă un bilet la... Nu, la de transport. 2 lei. Așa. Firma Cristin, da? Da. Haideți să vă mai întreb ceva. Ați făcut recurs la înalta curte în urma deciziei curții de apel? Încă nu. Deci n-a venit motivare. A venit, n-am făcut încă recurs. Și nu o să faceți? Mă mai gândesc. Sigur voi face. Da? Da. Veți face luna asta? Da, la împlinirea termenului. Până la împlinirea termenului voi face recurs. Și termenul se împlinește luna asta? Nu, luna decembrie. Luna decembrie? Da, da. Scuzați, da, luna decembrie. Încă o întrebare. S-a plătit antrenorului Florentin Pera banii pe care i-a distrus justiția? Momentan. A venit și acolo motivarea tot definitiv? Da. Și aveți un termen în care trebuie să plătim?
a început o procedură de executare silită, dar în același timp noi ne și judecăm pe suspendarea acestei executări. A, deci suntem în proces. Suntem în proces. De asta nu s-a plătit. Exact. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În totalitate nu cred că vom avea posibilitatea, însă în luna decembrie vom vedea pentru a efectua o nouă rectificare bugetară, așteptăm niște sume și în funcție de aceasta vom mai suplimenta și sumele către CSM. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii noștri din Consiliul Județean, deși expunerea de motive a fost întocmită de către colegii liberali, proiectul care a fost supus atenției Consiliului, ședinței Consiliului Județean era asumat de o altă persoană, drept pentru care s-a convenit retragerea acestui proiect și repunerea pe ordinea de zi la ședința de pe data de 29 noiembrie. Probabil că m-am mirat și faptul că până acum nu s-a inițiat și nici consilierii dumneavoastră nu au discutat cu unii de reclamă, nu au de inițierea unui proiect legislativ de sprijinirea romanului pentru menținerea echipei de Da. Eu v-am spus că Da, eu vă spuneam că am făcut o solicitare, sau mai bine spus, Clubul Sportiv Municipal a făcut o solicitare către Consiliul Județean. Am purtat discuții cu președintele Consiliului Județean și vreau să vă spun că în momentul de față există, cel puțin la nivel instituțional, un dialog destul de corect din punctul meu de vedere, în condițiile în care fiecare dintre noi ce ne-am asumat am și realizat. Sper că acest dialog să continue, e spre binele comunității municipiului Roman și spre binele județului Neamț, și împreună cu Consiliul Județean să găsim soluții pentru finanțarea investițiilor și activităților care se desfășoară pe raza municipiului Roman. Să înțelegem că ați mai lăsat și dumneavoastră, am mai lăsat și dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți faptul că atât eu, ca și primar al municipiului Roman, cât și domnul Arsene, ca președinte al Consiliului Județean, trebuie să punem pe primul loc interesul comunităților pe care le păstorim. Drept pentru care consider că în momentul de față, așa cum vă spuneam, inițierea acestui dialog este de bun augur și trebuie să se vadă în ceea ce ne propunem fiecare dintre noi să facem, și anume administrație. Deci, este adevărat că am avut o discuție cu Părintele Paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe. Trebuie să analizăm foarte atent acest lucru, pentru că, din păcate, bugetul municipiului Roman va fi foarte vitregit în anul viitor.
Și atunci eu am fost destul de prudent în afirmațiile pe care le-am făcut și am spus că în măsura în care vom avea posibilitatea, vom încerca să sprijinim. În condițiile în care Primăria Municipiului Roman va pierde anul viitor circa 93 de miliarde de lei vechi și în condițiile în care bugetul de investiții al Municipiului Roman este undeva în jur de 50 de miliarde de lei vechi, imaginați-vă că avem serioase probleme în ceea ce privește funcționarea primăriei. Nu mai vorbim și de investiții și de alocarea de fonduri. Drept pentru care, în momentul de față, trebuie ca și cuvânt de ordine al Primăriei Municipiului Roman să fie prudență. Prudență atât în ceea ce privește declarațiile și afirmațiile mele, cât și în ceea ce privește activitatea pe care o vom desfășura anul viitor, pentru că necesitățile sunt foarte multe la nivelul comunității noastre și trebuie să ne îndreptăm atenția către toate sectoarele de activitate și către toți cetățenii municipiului român. Dar nici măcar să cu siguranță, din punct de vedere mediatic, vom face tot ce ne stă în putere pentru promovarea necesității alocării acestor fonduri și, într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, există acea posibilitate ca, începând cu anul viitor, cei care realizează venituri și care plătesc impozit la stat să vireze acea cotă de 2% din impozit către organizațiile non-profit și implicit și pentru această biserică, însă trebuie să vedem în același timp dacă această lege va mai rămâne în vigoare, pentru că în condițiile în care au diminuat impozitul de la 16% la 10% și mai dau și cei 2%, e cam greu pentru statul român să mai suporte și astfel de forme de sprijin. Vom vedea. Reducerea de la 16% la 10% doar nu mergea nici la dumneavoastră acasă, nici la mine acasă. Venea tot în beneficiu cetățenilor. Și nu s-au gândit. În momentul de față suntem pe rolul instanțelor de judecată, încă nu. Păi cum am mai spus-o și în trecut, proiectul a fost respins și am apelat la calea justiției pentru a ne susține punctul de vedere. Dar de ce a fost respins proiectul? Să reamintim. E vorba de invocarea de către evaluatorul de la ADR a lipsei unei ștampile a unui inginer acreditat de Ministerul Culturii pentru instalații. Vă rog să vă adresați celor de la Agenția de Dezvoltare Regională și evaluatorului de proiect. Nu, aici e cu totul altceva. Nu e cu totul altceva. Nu, nu. Da, eu am solicitat în cursul acestei dimineți la ședința operativă celor de la societatea Locato ca în perioada următoare să mai fac un circuit prin oraș pentru a identifica aceste parpede și pentru a le ridica pe cele fără stăpân. Eu vreau să fac încă o dată un apel la Romașcani, că atunci când se sesizează transporturi de câini care sunt lăsați pe raza municipiului Roman, să se sesizeze de urgență poliția locală la numărul 023394 pentru a preîntâmpina astfel de fenomene. Dar dacă vedem câine vagabond, cineva are voie? Ba chiar vă rog. Spuneți-mi că vă v-ați întâlnit la
Da, m-am întâlnit la București, am fost într-o audiență la dumnea ei. În momentul de față, discuțiile pe care le-am avut au dus spre faptul că operatorul este cel care trebuie să elimine deșeurile de pe celula temporară. Noi suntem în instanță tocmai pe acest subiect și așteptăm instanța de judecată să se pronunțe. Nu a intrat în niciun proiect de reabilitare, am depus doar la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est proiectul pentru reabilitare. Se află în procedură de evaluare alături de Cinematograful Unire. E o zonă de întâlnire, nu e efectiv un spațiu alocat. Gândim pe viitor crearea unui centru pentru tineri, acolo unde să aibă loc de astfel de manifestări. Și în acest sens ați aprobat și transferul de mobilier din inventarul bibliotecii ce au avut înainte de reabilitare către acest spațiu. Nu, n-am nicio legătură. Nu. Și m-am mirat pe mine, a fost altceva, că cei din conducerea de pe 5, respectiv directoare, n-a solicitat o mașină de la primărie să transporte tot mobilierul ăsta și l-au transportat timp de 3 zile cu un cărucior, dar pe transportul jumătate din oraș, poate erau și caragioși și umilitori și omul acela putea din gând la cărucior, ați fac un impact. Da. Vă rog, dacă mai e întrebări? Nu. Întrebări. Da, nu-mi răspunde soțul la întrebarea asta, dar este... Deci, ce este? Nu, eu nu văd un subiect în asta. De răs cu curcele, vorbă, de curcele, nu. Deci nu mi-a fost solicitat sprijinul în acest sens. Deci nu mi-a fost solicitat, da. Așa, ce mai am? Mai am două. Ajutoare alimentare de la Udea Mălin? Nu gestionăm noi acest program. Prefectura. Deci în momentul în care ni se va solicita acest lucru, vom pune la dispoziție un loc de bici. Da. Mulțumim. Ați vorbit de iluminat ornamental și zilele în care va fi pornit, menționați în conferința de presă trecută cea de 15 decembrie, dar în condițiile în care patinoarul va începe să funcționeze din 30 și să tupu. Mai e oportun să nu fie iluminat în piața, în fața primăriei sau va fi pe un segment pornit și acolo? Vom încerca să pornim iluminatul de pe primăria municipiului Roman, urmând ca doar parcul să-l, în momentul în care vom definitiva de ornat brăduții, să-l pornim. Mai este de lucru, da. Imediat cum îl terminăm, vom porni și iluminatul din parc. Am dat ca și termen 15 decembrie, însă e posibil să fie și mai repede. Pe parcul și să montează. Sigur, sigur, sigur. Ați vorbit despre Cristil, va demara activitatea de transport local. Spuneți-ne dacă ați luat în calcul, din discuțiile cu operatorul de transport, eventuale subvenții de la primărie pentru persoanele cu dizabilități, așa cum au făcut celelalte municipii, sau pentru pensionarii cu un anumit venit, în cazul biletelor sau la abonamente eventuale. Sigur că în momentul de față o astfel de discuție nu am făcut-o. Trebuie în primul rând să vedem cum va fi primit de către romașcani acest serviciu de transport public local și ulterior pentru a putea menține acest serviciu la nivelul municipiului Roman este posibil să fie necesar și acordarea de subvenții. Din ce am mai discutat,
la deplasările mele la Asociația Municipiilor din România cu colegii mei primari din alte localități, toate localitățile acordă astfel de subvenții, indiferent că au transport public local gestionat de o firmă privată sau de o firmă proprie a primăriei sau a Consiliului Județean, pentru că altfel acest tip de transport nu poate rezista. Și dacă e să ne uităm la istoricul transportului public local de la Roman, vedem cum toate firmele care de-a lungul timpului au gestionat anumite trasee au renunțat tocmai din acest motiv al lipsei veniturilor suficiente care să permită operarea pe aceste trasee. Vă spuneam și spuneam și mai devreme, în momentul de față, cuvântul de ordine trebuie să fie prudență, însă în condițiile în care vor exista solicitări din partea romașcanilor, și vă spun sincer că până în acest moment, din luna iunie, când a renunțat acel operator, am avut nenumărate cereri de implementare a acestui sistem de transport, drept pentru care consider că există o anumită adresabilitate în rândul cetățenilor. Și vă spuneam, în condițiile în care vom identifica și resurse și vor exista și solicitări din partea romașcanilor, putem gândi un sistem care să permită operatorului să funcționeze pe aceste trasee. Legat de Ziua Națională, două întrebări micuțe. Ați luat în calcul, anunțându-se niște coduri săptămâna asta de ploi, o variantă de desfășurare, cu toate că cam într-o sală sau... Nu, e exclus, evenimentele se vor desfășura ca în fiecare an în piața Roman-Vodă. Eu, în momentul de față, am urmărit chiar și în această dimineață prognoza meteo și pentru ziua de 1 decembrie nu se anunță precipitații, însă nu luăm în calcul o altă variantă, ci vom rămâne pe programul stabilit. Tocmai și invitațiile care au fost făcute către reprezentanții cultelor, dar și către parlamentari și celelalte oficialități județene, a fost în sensul de a găsi un timp optim de exprimare a acelor alocuțiuni, pe de o parte pentru a nu plictisi lumea și pe de altă parte și pentru a nu lungi foarte mult aceste evenimente. Legat de acest subiect, spuneți de niște băuturi calde și să se dească. Da. Câte porții sunt organizate? Ce se va servi concret? 2000 de porții de fasole cu cârnați și vom oferi și băuturi calde în spiritul datei de 1 decembrie. Ceva? Nu. Nu, e fasolea cu cârnați e de la Direcția de Asistență Socială, băutura tot de la Direcția de Asistență Socială. E din Roman. În momentul de față suntem în discuții cu cei de la Ministerul Dezvoltării și așteptăm și o hârtie oficială din partea lor pentru a vedea care sunt pașii de făcut mai departe. Numai o secundă, revin. Cu ocazia zilei de 1 decembrie vom arbora doar steagul României și al Uniunii Europene. Obligatoriu vom cânta imnul și sperăm să avem și o surpriză pentru dumneavoastră cu ocazia intonării imnului. Și ultima întrebare, spuneați că e un parteneriat cu proiecția de film. În ce constă parteneriatul primăriei proiecție de film? Subvenționați biletele? Sau... Nu, noi pur și simplu promovăm acest... Ca partener de promovare. Mulțumesc. Vă mulțumesc, o zi și o săptămână bună.